Bună ziua tuturor. Hello to my friend Clarence and Marcella, and welcome in Romania. We are very glad to have you here. It's a great honor for us. And I hope this cooperation we will develop in the nearest future. And for us, I think it's a very good opportunity to improve our activity, of course, in parteneriat with CESI. Stimați colegi, este o mare onoare să l-avem alături de noi astăzi pe domnul secretar general al CESI, domnul Klaus Heger. Dumnealui reprezintă CESI și suntem deosebit de încântați să fim parte a acestei mari familii CESI, care, așa cum se știe, este Confederația Europeană a Sindicatelor Independente. În acest context al vizitei pe care domnul Klaus și Marcella o realizează în România, vom fi și noi partea proiectului digitalizării sectorului public și vom încerca împreună cu dumnealor să vedem care sunt provocările pe care le ridică noua realitate, așa cum știm, noua realitate pe care o avem, evident, ținând cont de problemele cu care ne-am confruntat și mă refer aici, în primul rând, la epidemia SARS-CoV. Voi spune încă o dată, bine ați venit în România. Welcome in Romania. Thank you very much for us. Welcome to Iași. Thank you very much, Lavinio, for us. It's an honor. It's an honor to be here in Romania. It's an honor to be here in Iași. And it's an honor to be here at your main central here in Iași. And Usleep is a new member in our CESI family, quite a new member. I mean, we forgot how time passed with the pandemic. But also speaking of the pandemic, we see we are looking back at 2 years of crisis, and now we have the crisis. And we have the war in Ukraine, the Russian attack against Ukraine, and I think also do you have extremely challenging times for not only for the Romanian society but Romanian teachers especially. And so in that sense we are particularly proud to have a member like Usleep who is standing by the side of those who are helping the most in these difficult moments. Lavinio, thank you for receiving us, and I look forward to the beginning of a long-lasting relationship. Welcome.